Realizată ca eveniment în prima duminică a lunii aprilie a fiecărui an, marchează astăzi un deceniu de la aderarea României la organizația Tratatului Atlanticului de Nord, oferindu-ne nouă șansa să celebrăm spiritul democrației europene și euroatlantice. Cu acest prilej, Garnizoana Slatina, în colaborare cu autoritățile publice locale, a organizat o ceremonie în cadrul căreia se vor arbora drapelul național și cel al Alianței Nord-Atlantice. În deschiderea ceremoniei de astăzi, domnul Oproiu Emanuel, subprefectul județului Olt, va rostia o locuțiune despre semnificația acestei zile. Stimați invitați, onorată asistență, organizația Tratatului de Nord împlinește 65 de ani, iar România sărbătorește astăzi 10 ani de când este parte componentă a acesteia. Ne-am alăturat în 2004 celor 27 de state semnatare ce s-au angajat să apere pentru a fi apărate. Acum NATO are 29 de membri din Europa, America de Nord și reprezintă cea mai puternică alianță politico-militară a istoriei ultimului mileniu. Acest eveniment este unul deosebit de important în ceea ce privește atât securitatea țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice, cât și a tuturor țărilor din zona de responsabilitate. Din momentul semnării Tratatului Nord-Atlantic, țara noastră a participat activ la toate operațiunile și misiunile NATO. Soldați din Armata Română au fost implicați în acțiuni din Irak, Kosovo sau Marea Mediterană, iar angajamentele continuă. Este și un moment de rememorare a evenimentelor care au succedat primirea României în NATO, dar în același timp și un moment de aducere aminte a sacrificiilor pe care Armata României le-a dat pe câmpurile de luptă împotriva terorismului internațional. Avem și acum soldați români aflați în misiuni militare și lor le adresăm gândurile noastre de sprijin și urările de a se întoarce sănătoși acasă. Suntem mândri de ei și le datorăm prețuirea și respectul nostru. România a dovedit că este și va rămâne un garant al securității. Contribuție concretă în acest sens fiind operaționalizarea în anul 2015 a bazei de la Deveselu, cunoscut fiind faptul că apărarea antirachetă reprezintă o expresie elocventă a continuării angajamentului Statelor Unite pentru apărarea Europei. La mulți ani români, la mulți ani România în NATO! Unii de astăzi se vor arbora drapelul național și cel al NATO. La drapel, pentru onoare înainte prezentat!
La finalul acestei activități, vă invităm să asistați la defilarea gărzii de onoare. Onorul spre dreapta! Gardă înainte!